Nu mă sori, dar nu mai. Da. Spuneți la bun. Caut cineva în gură. Doamna Zache Florin, doamna Zache Florin, prezentarea Doian, urmărtiv la Zache. Este. Domnul Ivancescu Gheorghe. Domnul Ivancescu Gheorghe. Domnul Ivancescu Gheorghe. Domnul Ivancescu Gheorghe. Domnul Fox Florin, prezentarea Zache Ion, domnul Zache Florin. Este. Domnul Pisacar Constantin. Domnul Vărtitete Andreea, domnul Doamna Constantin. Domnul Vănia, că este în izolare, a fost în Olanda și a zis că până nu este în izolare. La prins, la prins, da? Da, are cințele. Blanda e la sfârșit. A fost dată de consultare două procese de acolo, din data de 28-a și data de 9-a-2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 -a-
Dacă nu sunt, dar se pune la vot și este pe care. Știi cineva? Da, primul punct pe care se este proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru 2022, inițiator de evaluare primarul comunului. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară de 34/2021. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea vizei excedentului bugetului local din anul 2021 în anul 2022. Inițiator, tot domnul primar. Punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea ACL numărul 21 din 30/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligații bugetare restante la data de 31/2020 datorate bugetului local. Inițiator, tot domnul primar. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pe linie de gospodărire, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea comunei cu Țăfănești în anul 2022. Inițiator, tot domnul primar. Probleme diverse, punctul 6. Cum e să spunem la voce, este pentru? Se atunci cineva împotrivă? O să, cu permisiunea mea, să vă președinte, așa posibil local, o să inversăm numele ordinea de zi. Punctul 2 se devine punctul 1. Prezintă doamna consabilă. Da. Pentru că așa e normal și poate să trece la bugetul da. 2020. Da. Deci, sub semnata aia Comi Iulia, contabil al Comunei Coțăvănești, județul Bacău, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, rog a aproba în ședință ordinară a Consiliului Local contul de execuție al bugetului local pentru trimestrul 4/2021, după cum urmează. Am să încep cu partea de venituri. La partea de venituri, următoarele surse de venituri. Impozit pe venit, transferuri imobiliare, prevederi 3.000, realizat 3.510. Cote de facate din impozit pe venit, prevederi 237.000, realizat 247.385. Sume alocate pentru echilibrare. Prevederi 547.000, realizat 538.613 lei. Sume repartizate din fondul de rezervă al Consiliului Județean Bacău. Prevederi 480.000, realizat 480.000. Impozit pe clădiri persoane fizice. Prevederi 50.000, realizat 43.751 lei. Impozit pe clădiri persoane juridice. Prevederi 18.000, realizat 21.030 lei. Impozit pe teren persoane fizice. Prevederi 66.000, realizat 74.535. Impozit teren persoane juridice. Prevederi 3.000, realizat 2.980. Impozit teren extravilan. Prevederi 80.000, realizat 88.633 lei.
taxe judiciare de timbru și alte taxe, prevederi 3.000, realizat 2.925 lei. Alte impozite și taxe pe proprietate, prevederi 24.000, realizat 21.209. Impozit mijloace de transport, persoane fizice, prevederi 85.000, realizat 106.116 lei. Impozit mijloace de transport, persoane juridice, prevederi 3.000 lei, realizat 1.898 lei. Alte taxe pentru utilizarea drumurilor, realizat 30 lei. Venituri din concesiuni, prevederi 54.000, realizat 86.238 lei. Venituri din prestări servicii, prevederi 85.000 lei, realizat 87.272 lei. Taxe extrajudiciare de timbru, prevederi 3.000 lei, realizat 2.355 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, prevederi 67.000 lei, realizat 93.132 lei. Alte amenzi, penalități, confiscări și alte amenzi, 14.000 prevederi, realizat 40.979 lei. Taxe speciale, prevederi 286.000 lei, realizat 317.006 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului, asistență socială, 1.068.000 prevederi, realizat 1.065.326 lei. Sume defalcate TVA pentru finanțarea drumului, 361.650 lei, realizat 361.650 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare, 2.414.000 prevederi, realizat 2.414.000. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, realizat 212 lei. Subvenții pentru planuri și regulamente de urbanism, prevederi 48.650, realizat 41.650. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, prevederi 545.000 lei, realizat 527.214 lei. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL-ul, prevederi 1.600.000 lei, realizat 1.594.631 lei. Subvenții alocate din bugetul ANCPI-ului, prevederi 79.000 lei, realizat 40.937 lei. Total venituri realizate 8.224.300 lei prevederi, realizat 8.305.218 lei. La partea de cheltuieli la secțiunea de funcționare, avem pe capitole, capitolul autorități publice, prevederi, deci 1.996.000 lei, realizat 1.910.173, din care cheltuieli de personal 1.520.000 lei prevederi, realizat 1.501.538 lei. Bunuri și servicii, prevederi 476.000 lei, realizat 408.634 lei. Tranzacții privind datoria publică, prevederi 5.000 lei, realizat 3.734, din care bunuri și servicii, prevederi 1.000 lei, realizat 420 lei, dobânzi, prevederi 4.000, realizat 3.313 lei. Transferul cu caracter general pentru protecția copilului, prevederi 170.000 lei, realizat 160.000 lei. Capitolul 61, apărare și ordine publică, prevederi 262.000 lei, realizat 240.340 lei, din care cheltuieli de personal, prevederi 240.000 lei, realizat 227.976 lei, bunuri și servicii, prevederi 22.000 lei, realizat 12.364 lei. Capitolul învățământ preuniversitar, prevederi totale 544.000 lei, realizat 540.451 lei.
din care bunuri și servicii, prevederi 404.002 lei, realizat 439.264 lei, cheltuieli pentru asistență socială, tichete sociale, prevederi 14.000 lei, realizat 13.188 lei, cheltuieli pentru burse școlare, prevederi 88.000, realizat 87.998 lei. Capitolul Cultură, Recreere și Religii, prevederi 233.000 lei, realizat 214.896 lei, din care cheltuieli de personal, prevederi 85.000 lei, realizat 82.983 lei. Cheltuieli bunuri și servicii, prevederi 50.000 lei, realizat 47.197 lei, cheltuieli pentru susținerea culturilor, prevederi 98.000, realizat 84.716 lei. Capitolul asistență socială, prevederi totale 1.157.000 lei, realizat 1.087.767 lei, din care cheltuieli de personal, asistenți personal, prevederi 370.000 lei, realizat 321.955, indemnizații persoane cu handicap, prevederi 226.000 lei, realizat 224.248 lei, ajutoare pentru sociale pentru încălzirea populației cu lemne, prevederi 545.000 lei, realizat 527.214 lei, ajutoare de urgență, prevederi 16.000 lei, realizat 14.350 lei. Capitolul Servicii Dezvoltare Publică, prevederi 258.610 lei, realizat 258.610 lei, din care bunuri și servicii, prevederi 300.000 lei, realizat 300.000 lei. Capitolul Protecția Mediului, prevederi totale 425.000 lei, realizat 415.455, din care cheltuieli bunuri și servicii la fel. Capitolul Drumuri și Poduri, prevederi 201.650 lei, realizat 158.288 lei, din care bunuri și servicii 201.650 prevederi, 158.288. Mai avem aici rambursări de credite pe care l-am achitat acel împrumut, prevederi 90.000, realizat 87.106. Total cheltuieli secțiunea de funcționare, prevederi 5.455.650, realizat 5.148.830. Cheltuieli secțiunea de dezvoltare, și anume capitolul autorități publice, prevederi 10.000, realizat 9.800 lei. Capitolul Servicii de Dezvoltare Publică, Gospodărie Comunală, prevederi 332.650 lei, realizat 238.610. Capitolul 74, Protecția Mediului, prevederi 6.000, realizat 0. Capitolul 84, Drumuri și Poduri, prevederi 2.420.000 lei, realizat 1.522.238 lei. Total cheltuieli de dezvoltare 2.768.650 prevederi, realizat 1.770.648 lei. Cu încheierea unui excedent bugetar de 1.385.000 lei. Dacă cineva are depus o întrebare, numele comisiile? Aveți sau depus? Și comisia. Să punem la cine este pentru, la cine, împotrivă. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Da, bună ziua și bine am ajuns.
La punctul 2 avem referat de aprobare la proiectul de hotărâre în aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. În conformitate cu prevederile articolului 129 alineatul 4, litera Consiliului Local aprobă bugetul local al unității administrativ teritoriale în care sunt cuprinse veniturile și cheltuielile bugetului local în anul respectiv. În anul 2022 sunt prevăzute venituri totale în sumă de 7.313.000 lei și cheltuieli în total de 7.313.000 lei. Pe banii vei, ca să fiu de înțelesul tuturor, e vorba de 73.130.000 lei. La întâlnire cu proiectul de buget a avut în vedere limitarea cheltuielilor în contextul actualei situației economice, cu precizarea că cifrele de buget sunt mai mari ca anul trecut, precum și obiectivele de investiție aprobate în hotărârea Consiliului Local de Mărunul din 28 ianuarie 2022. În acest context, bugetul propus este de natură a asigura o bună funcționare a autorităților publice locale cu realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2022. Având în vedere cele de mai sus, supun aprobării și dezbaterii de deliberării Consiliului Local prezent proiect de hotărâre. Acum o să vă citesc proiectul de hotărâre. Nu o să vă citesc toate cifrele, doar o să punctez investițiile pe care noi intenționăm să le realizăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, primarul Comunii Cotroceni, județul Bacău. O să trec la primul punct, nu mai merge cu prea mult cu motivația legală. Articolul 1. Se apropă bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează. Și aici sunt înșelite toate impozitele de venituri și cheltuieli și așa mai departe. Asta e parte de venituri, care suma de venituri este de 7.313.000. Iar la partea de cheltuieli, același lucru, deci 7.313.000, la partea de cheltuieli, tot 7.313.000. La partea de cheltuieli. Acum, nu mai citesc raportul de specialitate al doamnei contabile, pentru că ar însemna să vă citesc toate cifrele astea pe care dumneavoastră cu siguranță le-ați studiat și le-ați avut materiale la îndemână. Oricum, n-aveți cum să le rețineți decât dacă vă uitați pe hârtie. Ceea ce este important este următorul lucru. Pentru anul 2022, ca și propunerea dumneavoastră, știți că în ședința anterioară din luna ianuarie, la raportul de activitatea primarului și situația socială economică a comunei, am prevăzut o listă de investiții pe care preconizăm să le realizăm sau să le demarăm în anul 2023. Principalele investiții pe care intenționăm să realizăm, și vreau să fac o mențiune doar, că în cei 73 de miliarde am venit, este introdus și bugetul pentru învățământ, care acum au cotă parte, numai pe parte de salarii. Nu, bunuri și servicii. Și bun... salarii nu sunt. Nu sunt, nu sunt. Pe bunuri și servicii. Și burse. Și bursele școlare, care sunt destul de semnificative. 260.000 lei, 2.600.000 milioane. Nu-i de aici de acolo. În rest, ca să vă spun, bugetul știți foarte bine din ce e compus un buget local. Este din bugetul care se alocă la administrația finanță, la finanțe, cum spunem noi. Este bugetul care vine de la Consiliul Județean și veniturile din bugetul din veniturile proprii din taxe și impozite pe care cetățenii plătesc la Comuna Cotroceni. Deci, total ce am făcut aici, fără a da învățământul în parte, mie mi-a ieșit 66 de miliarde pe bani vechi. Nu e un buget mic, e nici mare dacă ținem cont de situația actuală, în ceea ce privește costul la energie electrică, utilitățile, serviciile de mentenanță și așa mai departe. Dar, cu toate astea, noi am prevăzut niște trimitere înapoi la raportul de activitate al primarului, noi am prevăzut niște obiective pe care intenționăm să le realizăm în anul 2022.
ca și priorități și ordinea priorităților, dacă vreți. Știu eu, poate nu le-am așezat chiar perfect, dar eu zic că aceasta ar fi configurația investițiilor. Ar fi alimentare cu gaze naturale. O să vă spun și acum, o să vă spun și faza în care suntem la fiecare investiție. Alimentare cu gaze naturale. Suntem în, la procedura de desemnare a ofertantului câștigător. 4 firme s-au calificat. Din cele 4 firme, una va fi desemnată câștigătoare. Dacă avem noroc și nu vor fi contestații, sau nu va fi contestație, avem toate premizele să credem că prin luna mai, să semnăm contractul de execuție, să trecem la execuția obiectivului. Dacă va fi contestație sau vor fi contestații, durează, asta se tranșează în instanța judecătorească și așa mai departe. Dar sperăm să nu avem probleme. Deci ar fi alimentare cu gaze naturale, în care noi am prevăzut ca și partea noastră de contribuție, deocamdată, 5 miliarde de lei. Totul mă rezum la bani vei. Sau, dar doriți 500 de mii bani noi. Al doilea obiectiv pe care ne-am propus ar fi alimentarea canalizarea comunei. Asta știți foarte bine, eu v-am explicat de ianuarie, pentru că este făcut pe Adis Bacău, pe Adis în Crap, Adib, am dus peste toate, am luat la rând. Da, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Adibu, și ni s-a solicitat o situație. Noi, în ceea ce privește contribuția noastră sau aportul nostru, suntem la zi, avem terenul pentru stația de canalizare, pentru stația de epurare, este cumpărat terenul, este al nostru, este trecut în domeniul public și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Eu nu sunt sceptic de data aceasta, termenul de execuție era 2023, nu cred că va fi nici 2024, dar să sperăm că lucrurile, știu eu, vor merge mai pe repede înainte, să zic așa, și vom putea realiza. O altă investiție foarte importantă pentru noi este asfaltarea drumurilor locale. Chiar aici avem o adresă de la CNI, nu de la CNI, dar și de la CNI, și în care suntem pe listă, suntem cu 3 investiții, da, de la CNI este, în care avem prinse 3 investiții, nominalizate, ca să zic așa, nu prinse la finanțare încă, de asfaltare drumuri locale, cum la Cățupanea și Județul Bacău, care avem stadiul, făcut detaliile de execuție, avize, acorduri și obținute. Mai avem o modernizare și reabilitare drumurilor comunale cu Cățupanești. Am pus pe 2 titluri, odată pe suma pe 13 km care mai erau de făcuți, adică în totalitate, toate drumurile care nu sunt făcute, și odată pe 5,84 km, ceva de genul ăsta. Putem poate prinde una din două. Mai avem reabilitare, școală gimnazială cu Cățupanești, corpul B și C. Vorba de șarpantă și de exterior. Deci, reabilitare în totalitate. Și mai avem reabilitate în școală primară Săptămășoaia, acolo este imperios necesar să schimbăm acoperișul, șarpanta, pentru că plouă. Trebuie absolut nevoie și acolo mai avem o problemă și nu s-a ajuns să vă povestesc. Ne confruntăm cu insuficiența spațiului școlar. Adică spațiul școlar este mic. Elevii au început să avem o creștere demografică în ceea ce numărul copiilor de școală și avem probleme cu spațiul școlar. Deci, vreau spus pe prin alimentare cu gaze, deci canalizare, asfaltare drumurilor locale. Aici, la asfaltare, am prevăzut 3 miliarde, adică cu partea noastră de contribuție. Nu, cred că nu știm exact cât o să trebuiască, dar noi am prevăzut nu știu cât. La finalizarea drumului de la Tămășoaia am prevăzut
de genul număr 7, 7 miliarde, nu? Sau 700 miliarde. Da? Avem, deci acolo cu finalizarea, avem un tronson de 230 de metri de asfaltat, plus șanțuri și acostamente, terasamente și așa departe. Avem de un șanț de scurgere în cartierul de Ron, de apei, pentru că avem mai probleme acolo când plouă. Partea din stânga, cum mergeți la munte spre pe pârâul Bâlgan, partea din stânga este mult mai lăsată în jos, ca și poziționare, decât partea din dreapta. Când plouă, tot ce vine după versantul stâng, se adună toată apa și inundă oamenii aia. Este o singură posibilitate să facem un șanț mult mai adânc, cine cunoaște zona, în zona gospodăriilor Palade, din spate, pe acolo e o țeavă. Și știți cum trece? Se dă drumul pe o bârcă la scurgerea de apă. O altă, aici am prevăzut o sumă, bine, astea sunt estimative, nu sunt exacte, pentru că nu avem un calcul exact. E vorba de vreo 800 de milioane. După aia mai avem tot în zona romilor, avem un pod în partea dinspre Dallas, dinspre în partea mai apropiat de Dallas, un pod, pentru că la ei nu avem făcut ce am făcut la Dallas și acum și solicităm un pod pe care l-am trecut undeva la vreo 4 miliarde. Mai avem o altă problemă de importanță deosebită este alimentarea cu apa, adică o suplimentare a alimentării cu apa a sistemului de alimentare cu apa saturită Mășoaia, să mai se pun un puț, să mai captăm un izvor pentru a nu mai avea probleme în zone, în perioadele mai dificile. O altă problemă pe care o avem, planul urbanistic general, pe care vreau să-l terminăm, este absolut necesar pentru faptul că trebuie să autorizăm construcțiile care s-au mai efectuat, s-au mai executat pe terenul care nu era în domeniu, în intrarea la comune, aici am trebuit 300 de milioane de lei. Mai avem PTH-ul, adică să facem proiectul tehnic sau studiu de fezabilitate, probabil de studiu de fezabilitate, pentru o casă de care am zis, nu, social-cultural sau cum vreți să vedeți, în zona terenului de sport. Aici n-am prevăzut decât pentru partea de documentație și am prevăzut suma de 700 de milioane de lei, cu tot cu avize, cu acorduri și așa mai departe, cu ridicări topul, cu cine mai trebuie nouă acolo, toate aprobările. Un alt... așa. Finalizarea terenului de sport de la Bârca este aproape gata. Noi am prevăzut, mai avem cu porțile, porțile intrare, porțile pentru fotbal, marcajul, vopsitul, și am prevăzut undeva la 1 miliard. Și reabilitarea acoperiș școală Tămășoaia. Am spus-o, am spus că e o problemă cu acel acoperiș, a început să plouă și va trebui schimbat. De azi avem reabilitarea căminului cultural din satul Tămășoaia, pentru faptul că, și acum revin la ce spuziți-mă anterior, pentru faptul că spațiul școlar de la Tămășoaia nu mai este suficient sau este insuficient, va trebui să transformăm acel cămin, care oricum nu mai dă utilitate cu de cămin cultural, că nici nu ai activități culturale, să facem acolo o sală de clasă sau știu, două sale de clasă și să legate una de alta. Deci nu mai puteți mai extindem școala acolo, că nu aia unii, terenul este de nivelat, știți că imediat e dealul ăla care trebuie să rugi în el, să faci dig de apărare, e o grozărie. Dar fiind căminul, și căminul este destul de bunișor, am zis să mergem pe ideea asta.
Și mai avem contactarea domeniului public. Ne-am prevăzut, așa aici la Popereș, am prevăzut la vreo 100 de milioane, pe aminție. Și în contactarea domeniului public, unde toate investițiile, unde domnul secretar se ocupă, toate investițiile se trec în, cu hotărârea Consiliului Local, se trec în domeniul public al comunului, dar cu aprobarea Consiliului Local și după ce se face cărți funciare la fiecare obiectiv, fie că e drum, fie că e școală, fie că e cămin cultural, așa mai așa. Lucrarea a început, dar noi trebuie să mai fie bani și câteva complete. Ăsta ar fi cel mai important. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să facem, dar ăsta am zis eu că ar fi prioritare. Să dea Dumnezeu să ne apucăm de o parte, nu sunt o parte, o parte sunt început de nefinalizate. Să sperăm că vom începe și vom finaliza pe cele care nu sunt terminate, iar celelalte să le începem și să dea Dumnezeu să avem șanse de reușită cât mai repezoară. Ceva mai avem la drumuri, la drumuri nu mi-am spus, la drumuri, adică la întreținerea drumuri, că spun întreținerea drumuri, se vorba 2,38 miliarde, e vorba de dezăpezire, material antiderapant și reprofilare, balastare, celorlalte drumuri care încă nu sunt asfaltate. Și carburantul de la Burdo Escalator. Poate dumneavoastră mai aveți și alte întrebări la care să vă pot lămuri și să vă dăm explicațiile necesare. Dacă nu mă sunt întrebări, comisiile care se vă mai. Și cine se pentru, împotrivă să acționă că nu s-a mutat pe bugetul de administrație. Deci, la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului în anul 2021, în anul 2022. Este realizat de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2021, în anul 2022, în sumă totală de 1.300.000 de lei. La sfârșitul anului 2021 a rămas un excedent bugetar în suma de 1.300.000 de lei, excedent, care în condiție legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale poate fi cheltuit în anul următor doar pentru obiective de investiții. Prin urmare, s-a propus în prezentul proiect de hotărâre finanțarea unor obiective de investiții noi și în continuare conform obiectivelor de dezvoltare economico-socială aprobate prin HR numărul 1 din 2022. Spun dezbatere de ordine Consiliul Local a comunității pentru proiect de hotărâre. Raportul privind aprobarea utilizării excedentului bugetar local în curs la anul 2022. Aici, doamna contabilă, sunată Iacome Iulia, având în vedere prevederea articolului 5.1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificările conducerilor anterioare, propune următoarele. Aprobarea utilizării excedentului bugetar în suma de 1.300.000 de lei în anul bugetar 2022 pentru finanțarea unor investiții în proiect continuare din secțiunea de finanțare, cum urmează. Investiția, alimentare cu gaze naturale a Comunei Coțofănești, sat Bârca Boșani, în suma de 450.000 de lei. Investiție, reabilitare, acoperiș, școală primară, sat Tămășoaia, în suma de 120.000 de lei. Investiția, achiziția autoturism, primărie, Comuna Coțofănești, de Bacău, în suma de 100.000 de lei. Investiție, execuție, șanț scurgere apă, cartier Ron, sat Coțofănești, în sumă de 80.000 de lei. Investiție, post beton armat, cartier Rom, sat Zolta, în sumă de 400.000 de lei. Captare alimentare cu apă, sat Tămășoaia, în suma de 150.000 de lei. Obiectivul de investiție, numărul mai sus, face parte din lista de investiții pentru anul 2022, conform anexei 1 la prezenta hotărârii. De ce ne-a prezentat mai? Ne-a dat doamna contabilă. Da. Dacă sunt întrebări la acest punct,
privind ocuparea de drepturi bugetar. Comisiile? Da, un pic. Aici, la punctul ăsta, achiziția autoturism, pentru ce... Da, o misie simplă să vă spun. Este, vorba mea, la ora actuală, cumpărat cu bani la primăria Comunului Cotroveni la Oate, nu avem decât un autoturism. Restul sunt donații, fie de la guvern, fie de la Inspectoratul de Stat în Construcție, fie de la SIE. Prin urmare, sunt mașini folosite, obosite, ca să zic. Mai mari sunt cheltuielile cu întreținerea decât dacă e unul, adică dacă îți faci un calcul de 4-5 ani de zile, banii care îi bagi ca să cheltuiești, să repari o mașină veche, mai greu e un an. Mai degrabă e un an nou, da. Ai în garanție altă treabă. Despre asta e vorba. Dar nu figurăm la primarea Bunului Cotroveni, pot că domnul Potu este cumpărat. Da, asta. Și atât. Restul sunt donații. Da. Sunt donații. Că n-am dat absolut niciun leu. Dar ele fiind folosite, două le-am dat la remă. Trei, unul a zis, noi cu auto. Deci trebuie să ai mașini bune care se deplase. Uitați-vă, în perioada asta, avem atâtea incendii, cât e 3-4 pe zi. Și azi am avut. 3-4 pe zi. 3-4. Când e pe rânca trotușului, când este la Borșan, când e la Bărita, când e la Tănăjoaia, la ora 2 noaptea la Tănăjoaia, am stins hotelie, am tras braț de de... Deci stai cu ce să te deplasezi, că dacă te duci pe jos, de să iei oamenii, să-i duci, că n-avem autobuse aici. Ducem oamenii, mă droaie, aia până dacă e de mașină de pompier, chemăm mașină. La prima fază, acționăm noi, nu chemăm mașină de pompier, dăm 10 metri de păiugă care a luat foc. Dar oamenii dau telefon, noi trebuie să ne ducem, vedem de ce e vorba. Trebuie să ai mașini bune, urcăm toate dealurile, toate văile, o să pare să stea mici, joase, nici n-ai timp să-i. Mai pui și 3-4, mai pui și mătoaie și lopeți și furți și ce mai pui acolo. Despre asta e vorba, un lofta cu iba, sau neapărat vrea să primim mașină nouă la primărie. Trebuie să avem cu ce ne deplasa și nu numai, incendii din case, ferească Dumnezeu, când plouă mai mult, trebuie să mergem să desfundăm rigolele, șansurile, aici se numesc la București, cu proiectul semnătorului, unde poți duce? București, la aia trebuie să te duci cu o mașină ca una, stai să urești cu sârmă pe marina zonului. Plătește amiază până la bolă? Da, deci da, asta este lucrul. Da, uite, mi se semnă o intenționă să vă spun din aici, cu București. Da, deocamdată e pus, poate mă rachiziționăm, trebuie de reușine care vor fi prețurile. Mai sunt șapte întrebări? Comisiile? Dacă cei din cei care plătesc. Da.
legat aici, în trecut era o listă cu toți cei care aveau drepturile astea către ei. Da, nu. Lista rușinii. Din cei care erau, pur și simplu au mai achitat între ei. Achitat? Da. Până când s-a aplicat până la 31 decembrie 2020. Dacă nu s-a luat penalități, trebuia să achite suma care era de lucru. Este dat și el era pe evrei. Dacă nu mai sunt întrebări, comisia, nu se desfacă. Până la vot este pentru, trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre prin aprobarea măsurilor ferite de gospodărire, păstrarea curățenie, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea comunei Ciuperești la anul 2022. Da. Proiectul de hotărâre. La articolul 1. Se aprobă prezent program care stabilește măsurile ce se vor întreprinde de către viitorii comune în gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea localității, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezentul hotărâre. Articolul 2. Buna gospodărie, întreținere și curățenie, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea comunei, constituie obligație permanentă a primarului instituțiilor, societăților comerciale și a tuturor cetățenilor. Se aprobă cuantumul amenzilor prevăzut în norme și contravenții privind gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea localității cu urbanism, conform anexei numărul 2, parte integrată în prezentul hotărâre. Dumneavoastră știți despre ce e vorba, că am mai studiat, nu? Articolul 3. Dispozițiile prezentului hotărâre se completează cu prevederea ordonanței de guvern numărul 2/2021 privind regimul juridic al contravenților, inclusiv cele privind plata a drumurilor la jumătate din cuantumul amenzii în termen de 48 de ore de la aplicarea acestora. Articolul 4. Începând cu data prezentului hotărâre se adaugă orice hotărâre, orice alte hotărâri sau dispoziții contrare. Prin grijă secretarului articolului 5, aceste materiale vor fi îndemnate celor interesați. Noi ați știți foarte bine, aici aveți programul pe care l-am spus, este și anexa numărul 2 cu contravenții prevăzute pentru faptele incriminate privind curățenia și frumusețea comune. Știți foarte bine că noi am început și am demarat această acțiune de frumusețare și curățenia comunei. Vă rog și pe dumneavoastră să vă implicați cât mai mult în această activitate. Vrem să avem o comună frumoasă, vrem să avem o comună în care sau o comună cu care să ne mândrim și mai mult de atât vrem să nu privim sancțiuni fie de la mediu, fie de la apele române, fie de la DSP și așa mai departe. Deci, pe umerii noștri, sau știu eu, conștiința cetățenilor comuni, ar trebui să existe un singur gând, să avem o comună frumoasă și avem toate, toate mijloacele de a face acest lucru, pentru că gunoiul se ridică de acasă. O să încercăm și cu crengile astea să vedem cum o să, da, deja e cam târziu, cei care își curăță fond, divezele, via, să găsim un loc să vedem cum ne așezăm. Am văzut, da, în alte părți, toacă scurt, îi leagă, ce nu cred că se va face la noi. Deocamdată. Și cu alții, fiecare să și... Deocamdată, dar pe parcurs am încercat să facem și lucrul ăsta. Am început cele selective, nu facem și lucrul ăsta. Adică e bine să ne facem curățenie, în primul rând, noi, în fața gospodăriilor noastre, în curțile noastre, acolo unde avem terenul și intravilane și extravilane, chiar dacă nu avem locuință, e bine să ne facem curățenie ca să nu mai venim noi să vă dăm somații sau știu să vă dăm nou, să vă facem modificări. Eu zic după mine că oamenii au început să înțeleagă, din păcate, avem foarte multe populație îmbătrânită și cei care sunt bătrâni în interior, noi își facem curățenie pe la, prin fața curților, atât cât putem și noi, dar dacă efortul va fi comun, zic că după mine că vom reuși să avem o comună frumoasă și am avut întotdeauna o comună frumoasă și sper să avem o comună frumoasă și pusă la fel. Trebuie mai multă conștientizare, mai multă conștientizare a cetățenilor în modul de a gestiona deșeurile care provin din gospodăriile proprii. Sper să fie acest lucru.
Dacă aveți ceva. Dacă sunt întrebări. Da. Vedeți? Sunt la voștri se pentru. Să trebuie ceva în părțință. Dacă aveți ceva de adăugat de pentru această ședință, la probleme diverse. Să fie zise. Vă mulțumim pentru prezență. Vă mulțumim.